să știi cine ai, adică să știi cine ai fost ca să poți să descrii cine ești și cine o să fii în, în viitor. Și această parte construită ca un muzeu este un muzeu interactiv, cu efecte speciale, rulează pe pereți imagini din Dubaiul vechi. Începe din deșert, prezintă mare și se termină în anul 1971 când s-au unit cele 7 emirate. Și, bineînțeles, cele mai importante proiecte de infrastructură care au ajutat, au pus bazele Dubaiului, Dubaiului nou. O să vedeți imagini inedite din Dubai, cum a fost până în anul 1971. Apoi, cu lifturile, o să urcăm, dacă ar fi o construcție propriu-zisă, am fi la etajul 48, care vom fi la 150 de metri înălțime. Lateralele clădirii sunt doar lifturile care urcă și coboară. La 150 de metri înălțime este platforma de observație. Platforma de observație pe mijloc este un platon, este de sticlă. Sticla aceea devine transparentă în momentul în care pășești, da? Trebuie să mergeți ca să vă obișnuiți cu, să vă obișnuiți cu senzația. Încă la început ai impresia că efectiv că pășești în, în gol. E o senzație interesantă, dar să mergeți, adică să nu vă fie frică. Numai dacă sunteți într-adevăr, aveți probleme cu înălțimea, atunci doamne ferește, să nu vi se facă rău sau ceva, nu pășiți. Pentru că lateralele sunt pentru fricoșii care n-au curaj să meargă pe mijloc, da? Și pe partea dreaptă va fi Dubaiul nou și autostrada flancată de scârie mări, plus chiar lângă ramă, la baza ramei, foarte aproape, evident, o să vedeți palatul șeicului și reședința, reședința șeicului. Iar pe partea opusă, pe partea stângă, va fi Dubaiul vechi, cu se va vedea canalul, o să se vadă aeroportul de sus, bineînțeles, portul și, bineînțeles, dincolo de canal, în depărtare, se vede chiar și Emiratul Sharjah, cel puțin primele clădiri, chiar situate chiar la frontiera cu Dubaiul, se văd de la, se văd de la ramă și astăzi văd că este o zi impecabilă pentru adică vederea este bună, e clar, nu este încețoșată, deja se vede foarte bine, adică dacă se vede Burj Khalifa înseamnă că este bună vederea astăzi și atunci o să avem, să avem parte de priveliște super. Apoi să coborâm și la coborâre este partea dedicată viitorului, așa e amenajat această secțiune, este un video de prezentare cu ideile, ideile șeicului și ale Dubaiului pentru viitor, anul 2070. Însă, multe dintre cele prezentate în cadrul acestui video deja s-au împlinit. Spre exemplu, la un moment dat, în timpul acestui filmuleț pe care o să-l vizionăm, o să vedeți imagini de pe Marte și din spațiu. Asta pentru că în anul 2018 ei deja lucrau la, la acest proiect. Nu știu dacă sunteți la, la curent cu faptul că Emiratele Arabe Unite a devenit în anul 2020, da, prima țară arabă care a, a avut propria misiune pe planeta Marte. Și în anul 2021, pe data de 9 februarie, această misiune fără personal la bord, este un rover, o navă spațială construită de ingineri și oameni de știință emirati, 200 la număr, asistați, bineînțeles, de ingineri și oameni de știință din Statele Unite ale Americii. Trei mari universități din Statele Unite ale Americii au asistat această echipă 100% de emirati pentru a lansa această misiune pe Marte. Misiunea Speranța se numește, pe data de 9 februarie 2021, această navă spațială a intrat pe orbita planetei Marte și studiază schimbările climatice, pentru că asta interesează pe toate țările. 5 țări au reușit să ajungă pe planeta Marte până în momentul de față, nu pe planeta Marte, mă scuze, se orbiteze în jurul planetei Marte, iar Emiratele Arabe Unite este singura țară arabă care a reușit să facă lucrul acesta. Și
Deci multe din lucrurile pe care le vom viziona la partea dedicată viitorului deja s-au îndeplinit. Ne apropiem de ramă, o să facem turul ramei împreună, o să rămânem grupați de la coborârea din autocar și până la întoarcerea la autocar. Biletele de intrare sunt la